Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii E vremea ta. Astăzi cel mai frig a fost în Groenlanda, minus 57,8 grade și cel mai cald în Mali, plus 43 de grade. Dar nu este de neglijat nici evenimentul neobișnuit de încălzire care afectează Oceanul Arctic. Rămâneți alături de noi în următoarele 15 minute pentru ultimele știri despre vreme și climă. Insulele Canare au fost învăluite în praf. Meteorologul Mihaela Brâncuș ne va ajuta să înțelegem fenomenele meteo din aceste zile. Bineînțeles, vom răsfoi și meteodicționarul. Sezonul uraganelor din Atlantic începe oficial pe 1 iunie. Iată și numele alese pentru acest sezon, care se va încheia teoretic pe 30 noiembrie. Au fost prognozate 15 furtuni și 11 uragane, dintre care 4 uragane majore. La noi, vântul a creat probleme în mai multe zone ale țării, iar la munte a avut chiar forța unui uragan. Un incendiu de miriște izbucnit ieri în apropiere de localitatea Vaduoi, județul Constanța, a fost intensificat și propagat de vânt până la o pădure de puieți de plop din apropiere. Circulația rutieră în zonă a fost îngreunată. Și în capitală, rafalele puternice de vânt au dus la agravarea unui incendiu izbucnit în Delta Văcărești. În estul Oceanului Arctic, temperaturile vor crește și cu 20 de grade peste normal. Prognozele arată un transport puternic de aer cald către cercul arctic, eveniment neobișnuit în această perioadă a anului. Temperatura aerului deasupra zonei de est a Oceanului Arctic va fi în jur de 0 grade, cu 20 de grade peste normal. Acolo, valoarea acesteia ar trebui să fie între minus 35 și minus 25 de grade Celsius. Insulele Canare au fost transformate într-un peisaj apocaliptic. Toate zborurile au fost suspendate din cauza furtunii de praf Kalima, care a adus cantități mari de praf saharian. Aerul din insulele Canare a devenit cel mai poluat din lume. Ieri, aeroporturile au fost redeschise. Revenim la vremea de la noi din țară pentru că se întâmplă niște schimbări. Iată că, deși astăzi avem parte de temperaturi foarte ridicate pentru această dată, în Banat s-au înregistrat în această după-amiază și 18 grade Celsius, de mâine vremea intră într-un proces de schimbare. Până la final de săptămână, atmosfera va deveni închisă în cea mai mare parte a țării și vor fi precipitații local abundente. Acestea vor fi sub formă de ploaie, dar o să vorbim și despre precipitații mixte prin Transilvania, iar în zona montană mai ales despre ninsori. Pe parcursul zilei de mâine, în țara noastră, se vor înregistra și maxime de 20 de grade. Asta înseamnă cu cel puțin 12-13 grade peste normalul acestei perioade. Depoi mâine, vremea intră într-un proces de răcire accentuată, astfel încât joi, vineri și sâmbătă nu se vor mai depăși 11-12 grade. Deocamdată, haideți să vedem câteva temperaturi și fenomene de mâine din principalele orașe ale țării noastre. Mâine dimineață vom avea și 6 grade în termometre, iată, în Timișoara și în Constanța, la amiază o vreme foarte amestecată, dar foarte caldă pentru sfârșitul lunii februarie, 19 grade vor fi în Iași. Cu mai multe detalii ne revedem puțin mai târziu în principala rubrică meteo. Sunt situații când este emis un cod general de instabilitate, de exemplu, iar alte ori, pentru un interval de timp mai scurt, se prognozează că vor fi manifestări de vreme mult mai severe și atunci se emite o avertizare no-casting. Este bine de știut că toate aceste atenționări și avertizări se găsesc pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, astfel încât putem verifica dacă zona în care ne aflăm sau spre care ne îndreptăm se află sub incidența vreunei avertizări. Tot de pe acest site putem accesa și site-ul MeteoAlarm, care conține toate avertizările emise pentru teritoriul Europei. Pentru a afla mai multe despre acest subiect, dar și despre fenomenele meteo din ultimele zile, am invitat-o în platoul emisiunii noastre pe meteorologul Mihaela Brâncuș. Bună seara și bine ați venit la noi în emisiune! Am avut parte în aceste zile de un vânt puternic. Care este cauza? Așa este, zilele acestea au fost prezente intensificări de vânt foarte puternice în zona țării noastre. Acestea au fost produse de către un câmp de presiune scăzută de origine nord-atlantică, pe talveul căruia s-a dezvoltat un alt ciclon și care a afectat
doar periferia nordului țării, dar în același timp, din cauza interacțiunii unui câmp de presiune ridicată care vine dinspre vest și un câmp de presiune scăzută care se află înspre estul țării noastre, a condus la producerea acestor intensificări de vânt mari. Tot auzim cuvântul ciclon. Ce este pe scurt un ciclon? Un ciclon este un câmp de presiune scăzută care are asociat frunturi atmosferice și care în general produce precipitații și vânturi destul de intense, uneori depinde de structura fiecărui caz în parte. De-a lungul vremii tot emiteți atenționări, avertizări. Care este diferența între ele? Vorbim despre atenționările de vreme severă imediată și cele de scurtă durată. Sunt două tipuri de avertizări sau atenționări în funcție de codul de atenționare. Cele generale emise pentru perioada următoare, cele de scurtă durată, sunt valabile pentru o prognoză de vreme pentru 12-48 de ore și sunt emise de către Centrul Național de Prognoză, iar cele de foarte scurtă durată sau cele nowcasting, cum se mai numesc ele, sunt emise pentru perioada de la 0 până la 6 ore. Toate aceste atenționări sau avertizări se stabilesc în funcție de anumite praguri pentru fiecare fenomen în parte. De aceea avem diferite culori în funcție de gravitatea fenomenului. Când auzim cod portocaliu, cod roșu, la ce trebuie să ne așteptăm? Trebuie să ne așteptăm în general la fenomene care tind să devină severe, care pot produce pagube, iar în cazul codului roșu, bineînțeles, și viețile oamenilor pot fi puse în pericol. Și de aceea este important, când aflăm că sunt emise un astfel de coduri, să încercăm să ne protejăm, să încercăm să ne facem activitatea în așa fel încât să nu ne lăsăm surprinși de astfel de evenimente. Ce alt tip de ciclon influențează zona țării noastre? Păi, în general, zona țării noastre este influențată de ciclonii mediteraneeni, care sunt omniprezenți și care influențează toată... Sunt la ordinea zilei. Ei ne dau cele mai mari precipitații care ne interesează, care sunt și benefice și mai puțin benefice în funcție de intensitate. Dar, totodată, mai sunt și câmpuri de presionare care se formează în nordul Oceanului Atlantic, ciclon islandez, care de obicei influențează mai mult partea nordică a țării noastre. Cei mai intensi, să zicem așa, se produc în sezonul rece, din octombrie până în martie. Dar un ciclon se poate produce și vara și primăvara, tot timpul anului, depinde cu o frecvență mai mare sau mai redusă. Vara, spre sfârșitul verii, au frecvența cea mai redusă. Se tot discută despre circulația vortexului. Cum va fi această primăvară? Vortexul polar, trebuie spus că este un câmp de presiune scăzută care acționează deasupra polului nord și care este, să zicem așa, îngrădit de curentul jet polar, care nu îi dă voie masei de aer foarte reci de la polul nord să ajungă către continent, către Europa sau continentul american. În această perioadă, vortexul polar a avut o intensitate destul de mare, cu o viteză a vântului foarte ridicată, stabilindu-se valori record pentru această lună. Toată iarna a avut o intensitate destul de mare, fapt care reiese și din vremea, să zicem așa, care am avut-o pe continentul european în această iarnă, că aceste pătrunderi de masă de aer rece dinspre polul nord au fost destul de rare. De aceea toată Europa s-a bucurat, dacă putem spune așa, de o vreme caldă și mai puține precipitații, în special ninsori. Vine primăvara, la ce să ne așteptăm? Putem să ne așteptăm, într-adevăr, să mai avem și episoade de vreme severă, dar, după cum știm toți, primăvara uneori este caracterizată de o vreme schimbătoare, adică putem să avem zile, una, două zile cu vreme frumoasă și apoi dintr-o dată să se răcească, să avem precipitații de toate felurile și apoi din nou, la fel de rapid, să vină din nou vremea bună. Eu sper la o primăvară frumoasă și liniștită, la o primăvară caldă. Așadar, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune și o să ne mai reîntâlnim. Cu mare plăcere! Despre un alt fenomen interesant este vorba și în rubrica Meteo Dicționar. Străzile de nori sunt de fapt rânduri lungi de nori cumulus orientate paralel cu direcția vântului, care se formează atunci când aerul rece bate peste apele calde. De obicei, străzile de nori au un punct de pornire bine definit și sunt paralele cu liniile de coastă.
Este momentul să aflăm cum va fi vremea la noi în țară. Iată că la noapte cerul va fi variabil, mai puțin în vestul și în nord-vestul țării, unde norii se vor înmulți și mai ales spre dimineață va ploua slab în Maramureș și în nordul Crișanei. În nordul Carpaților Orientali va ninge, dar slab. Vântul se va intensifica tot în regiunile vestice și în cele nord-vestice. La rafale sunt anunțate viteze de 50-60 de km pe oră. În zona montană va sufla cu putere. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 5 și plus 10 grade Celsius. Mâine, vremea va fi deosebit de caldă pentru această dată în regiunile sudice, în cele estice și în cele centrale. La amiază, meteorologii anunță maxime cuprinse între 10 și 20 de grade Celsius. În interiorul arcului carpatic, atmosfera va fi închisă. Va ploua, mai ales sub formă de aversă. Local, ploile vor fi însoțite, iată, de fenomene electrice, iar pe alocuri se pot strânge cantități importante de apă, până la 25 de litri pe metru pătrat. În zona montană, la început, precipitațiile vor fi sub formă de ploaie, apoi sub formă de ninsoare. Totodată, vântul se va intensifica în majoritatea regiunilor, în vest, în nord-vest, în centru. La rafală se pot depăși viteze de 50-60 de km pe oră, iar la munte va sufla din nou cu putere. În București, deocamdată, se anunță o noapte liniștită, cu cer variabil, iar spre dimineață în termometre vom avea 3 grade. Mâine o vreme frumoasă și deosebit de caldă, 20 de grade Celsius. De poimâine vremea se schimbă, norii se înmulțesc, mai ales poimâine, dar spre seară va ploua, vântul se va intensifica, în capitală sunt anunțate viteze de 50-60 de km pe oră, iar în aer vor fi cel mult 11 grade Celsius. Și la munte vremea se schimbă, soarele va fi înlocuit treptat de nori, pe parcursul zilei de mâine va ploua, însă mâine noapte va ninge în toată zona montană. Ninsorile vor fi mai consistente în vestul Carpaților Meridional și în nordul Carpaților Orientali. Vântul va prinde putere. La altitudini de peste 1700 de metri sunt anunțate viteze de 80-90 de km pe oră, iar mâine noapte în zona montană va fi viscol. Temperaturile încep să scadă, doar 5 grade vor fi mâine în Ceahlău, în timp ce în Poiana Brașov 12 grade Celsius. Poimâine, vremea se va răci în toată țara, astfel încât la amiază maximele vor fi cuprinse între 2 și 12 grade Celsius. Vorbind despre precipitații, în general moderate cantitativ, în sudul, în estul și în centrul țării, însă în sudul și în estul Transilvaniei precipitațiile vor fi mixte. În zona montană va ninge și se așteaptă un strat de zăpadă. Vântul se va intensifica în sudul țării, sunt anunțate viteze de 50-60 de km pe oră, în timp ce în zona montană va continua să sufle cu putere. Până atunci, iată cum va fi ziua de mâine pe continentul european. În cea mai mare parte a peninsulei iberice, atmosfera va fi însorită, iar la amiază se vor înregistra 16 grade în Lisabona și chiar 18 grade în Barcelona. În țările vestice și în cele nord-vestice, norii se vor înmulți și vor lăsa precipitații atât sub formă de ploaie, cât și sub formă de lapoviță și ninsoare. Îndeosebi, în țările vestice, vântul va sufla cu putere. Vânt puternic va fi pe parcursul zilei de mâine și în peninsula italică, precum și în vestul peninsulei balcanice, unde meteorologii anunță la rafală și viteze de 100 de km pe oră. 14 grade vor fi la Roma și va ploua local, în timp ce în peninsula balcanică ploile se vor arăta doar pe spații mici. În regiunile centrale, precum și în cele nordice și în cele de răsărit, vremea va fi destul de închisă, sunt anunțate precipitații atât sub formă de ploaie, cât și lapoviță și ninsoare, mai ales în zonele montane înalte. Vântul va sufla cu putere în peninsula scandinavă. Se pot atinge la rafală viteze de peste 80 de km pe oră. Iată, un grad mâine în Stockholm, dar și în Helsinki. Iată și câteva temperaturi și fenomene din câteva orașe de pe glob. Urmărim imaginea zilei de astăzi și ca să nu fiți surprinși de vreme, urmăriți-ne și mâine, tot de la 19:35 de minute. În continuare, pe TVR2 urmează Dale lui Mitică, destine ca în filme, iar seara se încheie cu un nou serial În numele legii. Toate cele bune, pe mâine!